cetățenilor, vrem să vă anunțăm că astăzi a fost semnat acordul privirii la parteneriatul național pentru integrare europeană între coaliția de guvernare, majoritatea parlamentară și Partidul Popular European din Moldova, condus de domnul președinte Iuri Leancă. Dumnealui va spune mai multe și, bineînțeles, despre scopul acestui acord, însă vreau să vă anunț totodată că recent a avut loc ședința Biroului Permanent a Parlamentului și Biroul Permanent a Parlamentului a luat decizia ca Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeană să fie condus de domnul Iuri Leancă, cu experiența dumnealui atât și ca ministru de externe, cât și ca prim-ministru, cu un bagaj de cunoștințe și în domeniu.